Bine v-am regăsit la Mentații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată al lui Marc și astăzi, alături de Otilia Manteler, lider hand-in-hand parenting în România, vreau să aflu mai multe despre timpul special al copiilor. Bună, Otilia, bine ai revenit! Bună, Alex, bine te-am regăsit! Ne povestești ce cu acest timp special? Da, vreau să vă povestesc. Te rog! Da! Timpul special este o parte a timpului de calitate petrecut între noi, părinții și copiii noștri. Deci este doar un alt fel de timp de calitate, pentru că timpul de calitate îl putem împărți în mai multe feluri de a fi împreună, în feluri de a explora, în feluri de a, nu știu, spre exemplu, de a găti, de a învăța, de a citi, da? Deci sunt tot felul de timp pe care părinții îl pot petrece cu copiilor. Timpul special este ca un fel de vitamină pe care o iei în acest timp petrecut împreună. De fapt, nu o iei tu, ci o dai copilului tău. Asta înseamnă că îți pui un cronometru și te gândești înainte de a-i propune copilului timpul special, te gândești câtă atenție ai tu de dat copilului, dar o atenție de o altfel de calitate, o atenție de 100%, da? De 200%. Pentru că în timpul ăsta special nu vei răspunde la telefon, nu te gândești, încerci să nu te gândești la nimic altceva decât la copil, încerci să nu aranjezi covorul care s-a dat un pic la o parte, încerci să nu pui rufele unde trebuie, fix în mijlocul timpului special. Deci în timpul ăsta atenția este doar pe copil și e un timp cronometrat, pentru că pur și simplu nu poți să dai atenție de calitatea asta de dimineață până seara, pentru că și tu existi. Deci de-aia îl cronometrăm și ne gândim, ok, în viața noastră foarte aglomerată, câtă disponibilitate am eu 200% pentru copil. Și mai e încă ceva, deci îl cronometrăm pentru că timpul special înseamnă că îi spui copilului cu tot entuziasmul pe care ți-l poți aduna, facem ce vrei tu, da? Și dacă el spune, uite, vreau să punem o saltea pe scări și să mă dau pe topogan pe saltea, e posibil să-ți apese niște butoane. Pentru că e posibil să nu-ți placă zăpăceală în casă și atunci este un timp limitat pentru că e foarte greu să faci ceva ce nu-ți place pentru o bucată mare de timp. Deci dacă știi că ai 10 minute, 20 de minute, știi, ok, pun salteaua aia 10 minute, nu o să mor și o să fie fun și o să-mi placă și mie o să mă simt bine. Da, cum să nu? Larry Cohen, pe care îl știm amândoi, a povestit la un moment dat la o conferință o chestie apropo de timpul special, mi-a plăcut foarte mult, că atunci când se ducea în vizită la sora lui, care cred că avea vreo 7 sau 8 copii, îi alinia pe toți și le spunea fiecăruia că le acordă undeva pe la între 5-10 minute fiecăruia, dar mi s-a părut foarte frumos apropo de timpul limitat, că și făcuse omul un calcul că sunt 8 copii ori 5 minute fiecare. Ajungea undeva în jur de o oră, timp care îl dedica fiecărui copil și spunea atunci că nu contează neapărat timpul, cât energia pe care o aduce în acel timp și faptul că îl lași pe copil să fie în control total asupra ceea ce se întâmplă în acea perioadă. Exact. Și ce pot să-ți spun legat de aceste 40 de minute, că de fapt nu sunt 40 de minute, că dacă faci timp special cu mai mulți copii, dacă ai mai mulți copii, eu din experiența mea cu 3 copii, dacă spun fac jumate de oră cu cineva, cu fiecare dintre voi, se duce pe 7 ore. Pentru că, deci îți spun, mă epuizează dacă le promiți jumate de oră de timp special la fiecare, pentru că după aia mai vor să mai stai cu ei, după aia spun, a, gata, ți-ai bifat tu pe lista ta, mami, că ai făcut timp special cu noi și ne trimiți, că vrei să fii gata într-o oră jumate, știi? Și atunci mai stai așa cu ei, mai nu știu, mai privim la stele, mai arată și alte lucruri, deci e într-adevăr o resursă fabuloasă pe care le-o poți da copiilor tăi, dar realizezi și că dacă ai mai mulți copii e foarte epuizant și atunci e mai bine să facă părinții pe rând. Ok, nu știu dacă pentru ascultătorii noștri sună ușor sau greu de făcut ceea ce povestim noi aici, dar sunt convins că, din propria experiență, că cel mai bine este să poți să exersezi chestia asta și să te învețe cineva practic cum să faci, cum să te setezi mental pentru acest timp special. Povestește-ne unde pot să afle părinții mai multe informații. Ei pot afla, și cu ocazia asta aș vrea să-i și invit, la o conferință care se cheamă Furtunile emoționale la părinți și la copii, în care eu și liderul regional pe Europa, Asia și Africa, Ravid Eisenman Abransom, care este și mentorul meu în Hand in Hand Parenting, împreună cu ea vom prezenta părinților cum se face timpul special și cum nu se face timpul special, prin foarte multe jocuri de rol. Și conferința aceasta o organizez împreună cu Parenting Academy, cu colegii mei de la Parenting Academy, pe 16 iunie, între orele 10 și 15. Și mai multe detalii, bănuiesc că e un site sau... Este un site, da, pe www.parentingacademy.ro. Otilia, mulțumim foarte frumos! Și eu îți mulțumesc, Alex! Doamnelor și domnilor, intrați pe parentingacademy.ro să aflați mai multe lucruri despre timpul special și despre toate celelalte lucruri care se întâmplă la această conferință. Nu uitați că puteți asculta toate înregistrările emisiunilor noastre pe itsybitsy.ro și mai ales nu uitați să le spuneți copilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa, pa!